Începem un nou drum, un nou ciclu, o nouă luptă pentru viitorul nostru. E foarte clar că avem nevoie de o bucurie. Ultimele 30 de zile n-au fost cele mai ușor de îndurat așa pentru noi și ai nevoie de o răsplată pozitivă a muncii noastre. Așa că avem șansa, suntem norocoși totuși pentru lucrul ăsta, avem șansa acestui baraj cu Macedonia pe care îl tratăm cu maximă seriozitate și respect și este nevoie de această bucurie pe care trebuie să ne facem. Cu siguranță plecăm ca favorite și știm acest lucru, dar trebuie să demonstrăm asta și pe teren. Echipele puternice te fac și pe tine să joci un handbal de calitate și asta se întâmplă de fiecare dată, însă atunci când joci cu echipe, să spunem noi, mai slabe ca noi, riști să intri în jocul lor și asta te poate costa. Vor fi 120 de minute foarte importante pe care trebuie să le abordăm cu maximă seriozitate, ca și cum am jucat cu o echipă de top. Naționala tricoloră a fost la un pas de calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar ratarea acestui obiectiv încă își punea amprenta asupra moralului fetelor. A fost o experiență neplăcută pentru noi, dar sunt sigură că am învățat foarte multe din turneul preolimpic. Acum trebuie din nou să ne ridicăm psihic și să mergem doar la victorii. Suntem cu moralul afectat după turneul preolimpic și încă nu cred că am reușit să trecem de tot peste asta, însă începe un nou ciclu olimpic. Este un motiv pentru noi să demonstrăm că merităm mai mult și să începem cu dreptul să ne calificăm la acest campionat mondial. E o mare suferință faptul că nu ne-am calificat. Există o rană în noi care este deschisă. Am spus mai devreme că am fost tare aproape de a ne califica, că ne-a lipsit ceva poate atât de puțin încât poate fi ușor trecut cu vederea, dar din punctul meu de vedere este acel puțin pentru care trebuie să muncești foarte mult.